În ultima zi a perioadei de transferuri, Universitatea Craiova a decis să-l împrumute în Liga a doua pe fundașul stâng severinean Denis Benga. Fostul junior de la Academia Flaviu Stoican va evolua la Ceahlăul Piatra Neamț până în vară, în speranța că va juca mai mult după ce în prima parte a actualului sezon n-a prins niciun meci în primul eșalon. Benga se accidentase vara trecută și a revenit la antrenamente în această vară, când a fost alături de Oltenii în cantonamentul din Antalya, iar în primele două meciuri oficiale din acest an a fost doar rezervă. La începutul acestei luni, Denis Benga fusese convocat de selecționerul Adrian Dulcea la echipa națională de juniori Under-19. În cadrul acțiunii de la Buftea, severinanul a și jucat 60 de minute în meciul amical contra divizionarei Secunde Progresul Spartak București, încheiat cu scorul de 4-2 în favoarea micilor tricolori. CSM Ceahlăul Piatra Neamț anunță aducerea sub formă de împrumut a fundașului stânga Denis Benga. Jucătorul este născut la data de 24 iulie 2005 și este originar din Drobeta, Turnu Severin. Va îmbrăca tricoul echipei noastre până la finalul sezonului actual. Denis Benga a mai jucat deja în două meciuri pentru echipa de seniori Universității Craiova în sezonul regular al campionatului 2022-2023 și de trei ori în Cupa României, a precizat Ceahlăul pe site-ul oficial.